noiembrie 2011, Dumnezeu a îngăduit în familia noastră să fie soția de nouă sărcinată și să ne bucurăm de al doilea copilaș. 22 noiembrie 2011, am mers la cel mai bun imagician din Timișoara, imagist, medic imagist, deși soția lucrează la Spitalul Mater din Arad. Noi oamenii am ales să mergem la cei mai buni medici. Pentru că așa vrem noi, să avem cei mai buni medici, cei mai buni profesori, cele mai frumoase mașini, cele mai frumoase case. Eram împreună cu soția mea în cabinetul acelui medic. Aveam acasă un copil care la acea vreme avea 6 ani și ceva. Și așteptam cu mare bucurie să știm ce va fi. Băiat sau fată? După jumătate de oră în care am privit pe un ecran mare, în format 4D, medicul vorbea și asistenta scria. S-a făcut tăcere încă jumătate de oră. Și după altă jumătate de oră, un cuvânt scurt, sec, a spus așa. Vedeți punctul ăla acolo? Și am zis, da. Este tumoare. Dacă mâine mergi și faci analize de rutină, și la analizele de rutină pe care le faci, medicul spune tumoare. Întrebarea mea pentru tine în seara aceasta este, ce vei face atunci? În acele momente s-a oprit, pot să spun, cerul s-a oprit tot. Viața mea nu mai avea niciun sens în acele momente. De la Timișoara și până la Arad, așa cum vorbiți dumneavoastră, așa am vorbit și eu cu soția mea în mașină. Adică, deloc. Am încercat să o încurajez și să-i spun că dacă Dumnezeu a hotărât să ia viața acestui copil, înseamnă că este voia lui. Acasă, camera lui, cel mare, ne aștepta să-i spunem care o surioară. Am intrat în casă, sfârșiat de durere, am spus că va avea un frățior. Dar nu i-am spus că frățiorul lui are o tumoare. Ne-am proștevat pe genunchi împreună cu soția și aș avea nevoie de Biblie să citesc 5 versete. Cu două inimi zdrobite am zis, Doamne, vrem un singur lucru în seara aceasta. Vrem un cuvânt de la Tine. M-am rugat eu și s-a rugat soția, ne-am rugat împreună. Am deschis Biblia la întâmplare. Și am zis, Doamne, știu că Tu vorbești prin proroci, Tu vorbești prin cuvânt, Tu vorbești prin vise. Când vorbește prin proroci, prin vise, prin cuvânt, acum 2000 de ani, mai vorbește și astăzi? Amin. Mai vorbește și astăzi? Amin. Psalmul 71. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Pe Tine mă sprijinesc din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei mele. Pe
Pe tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Amin. Acest cuvânt pentru mine și pentru soția mea în acel moment a însemnat mai mult decât puteam să cer de la cineva. Ea a plecat în bucătărie, eu am rămas în dormitor, am întins pe pat și am început să mă rog. Am ridicat mâinile în sus și am zis, Doamne, eu cânt despre Tine. Eu mărturisesc că Tu ești un Dumnezeu viu. Eu spun că Te cunosc pe Tine. Alerg în țară, stânga și dreapta și Te mărturisesc pe Tine. Dar astăzi, în dreptul casei mele, Tu ai hotărât să spui Tu moare. Te-am și vorbeam cu Dumnezeu și la un moment dat o voce în urechea mea, o voce blândă, mi-a spus suav, Ionică, slujești un Dumnezeu viu. N-am băgat de seamă. Această voce a început să strige mai tare în urechea mea și să spună, Ionică, slujești un Dumnezeu viu. Dacă Iisus Hristos este viu, dacă Cel care ne spune în Scriptură că dacă veți cere orice în numele Lui, ce va face? Vi se va da? În acel moment am primit o pace deosebită în inima mea și am știut că Dumnezeu este în control. Am trecut dintr-o extremă în alta. Asta a fost toată durerea mea până în momentul în care această voce mi-a spus că slujești cu Dumnezeu viu. Și am să vă spun de ce. Pentru că am fost fel convins. Am fost 100% convins. Am avut această credință că acest copil va fi sănătos. Și se va naște sănătos chiar dacă medicii spun că are tumoare. A câteva zile, Florinia Lovicenea era în Arad. M-am întâlnit cu el. Am stat cu el de vorbă. Și a zis, Ionică, aș vrea să vin în seară cu soția să ne întâlnim și să ne rugăm. Aici sunt martori care au fost la acea întâlnire. Am intrat în birou păstorului la finalul serviciului și a zis, Dumnezeu mi-a vorbit astăzi, după ce ai plecat de la mine de la hotel și mi-a spus așa, este un atac din partea celui rău, dar ca dovadă că acest copil nu va avea nimic, îl voi ține eu în brațe la binecuvântare. În 13 mai 2012, Florinianu, vici a ținut acest copilaș în brațe la binecuvântare. Acest copil are astăzi 3 ani de zile, peste în 18 martie face 3 ani. Are energie mai mult decât 10 copii la un loc. S-a născut perfect sănătos. Vă mai spun doar că la o lună de la momentul în care acea tumoare avea 7 pe 7 mm, în decembrie când am mers la control avea 25 pe 25. A fost o încurajare? Nu știu pentru cine a trebuit să spun această mărturie. Chiar nu știu. Poate pentru o singură persoană, poate pentru două. Dar aș vrea acum în încheiere, înainte să cântăm ultima cântare, să nu uitați un singur lucru. Am cântat o cântare în seara aceasta. Cea mai dragă cântare sufletului meu. Știi Tu cine este Iisus? Tu știi cine este Iisus pentru tine? L-ai cunoscut până acum pe Iisus într-un mod personal? Este posibil să fii de 20 de ani la biserică și să nu cunoști pe Iisus? Este posibil? Este posibil? Este posibil să vii în fiecare dimineață la biserică de 30 de ani și să nu cunoști pe Iisus? Pare rău ce spun acum și poate că îmi creezi multe antipatii.
Dar cei mai mulți dintre cei care vin la biserică n-au o relație cu Iisus. Ei doar spun că îl cunosc pe Iisus. Dacă îl cunoști pe Iisus atunci când El îngăduie în casa ta cancerul, El îngăduie și vindecarea. Dacă îl cunoști pe Iisus, El care îngăduie să treci prin necazuri, va îngădui și va da și binecuvântarea. Dacă îl cunoști cu adevărat pe Iisus și ai o relație cu acest Iisus, îți găsești toată plăcerea în El. O să ajungem la noapte, poate la ora 1-2 acasă, dimineața la 7 ne trezimim și plecăm, sau la 6 și mâinile de la capăt și încheiem această săptămână cu o evanghelizare în Serbia, duminică. Am 2 copii acasă, am o soție, 2 copii, 2 copii, 4 copii. Credeți că nu este ușor? Nu o facem pentru bani. Din contră, o facem de dragul celui care ne-a ales să-i fim a Lui. Amin. Nimic nu este prea mult pentru El. Nimic din eforturile noastre pe care le numim eforturi nu sunt prea mari pentru El. Am depășit ora 8. Poate că trebuia să mergeți acasă. Dumnezeu să mă ierte dacă v-am întristat sau dacă v-am greșit cu ceva. Dar oare de merit acest Iisus să-i acordăm mai mult decât am acordat până astăzi? N-ai niciun merit când te trezești în fiecare dimineață și poți din nou să umbli, să vorbești, să respiri și să mănânci. Este meritul Lui. Amin. Amin. Să-i fi, o Domnul vine.
Yeah.